FC Botoșan s-a despărțit în această săptămână de încă un jucător. Moldovenii au renunțat la serviciile lui Mergin Neziri, fotbalist adus în vară la echipă de fostul antrenor Leo Gruzavu. Neziri este al 8-lea jucător care părăsește gruparea moldavă de la începutul sezonului, după plecările lui Croitoru, Robertson, Danci, Roșu, Raul Costin, Brown și Paul Batin. Atacantul albanez în vârstă de 22 de ani a jucat 16 meciuri pentru FC Botoșani în actualul sezon, nereușind să marcheze vreun gol.